important în cabina noastră de la stand. Caiete pe care pe care pun mâna totdeauna cu emoții. Pe ele scrie 1973, pe unul scrie 26 decembrie 1973 și ambele sunt rezultatul unui seminar de un an făcut cu Noica în marginea dialogului lui Platon. În jurnalul de idei există la un moment dat o notație a lui Noica în care spune: doi tineri au venit să facă cu mine seminarii pe marginea dialogului lui Platon. După un an de zile mi-am dat seama că nu mai am ce să-i învăț. Exagerare. Platon se cam învață toată viața. În orice caz, aceste caiete au nu numai o valoare sentimentală pentru mine, aducându-mi aminte cum la 20 și ceva de ani am avut șansa enormă să fiu introdus în Platon de Noica, și au o valoare pentru o ediție viitoare pe care tot Grigore Vida o s-o facă, pentru că notele mele din aceste caiete sunt mult mai largi decât prefețele pe care Noica le-a scris pentru ediția Platon de-a lungul anilor în care aceasta a apărut. Vă mai spun ceva. Azi dimineață am deschis jurnalul de idei a lui Noica și am căutat propoziția pe care în 1990, când au avut loc primele alegeri democratice din România după căderea comunismului, soi-disant, am luat-o și am pus-o ca slogan pentru alegerile noastre într-un text de ziar și pe urmă nu mai țin minte exact, nu știu în ce manifest electoral. Această propoziție era citată de Noica în Platon, era citată de Noica în jurnalul de idei și era o propoziție pe care Noica o extresese și o marcase în jurnal din Republica. Și ea sună așa. Dialogul Republica, 529b, Noica scoate următoarea propoziție. E necesar ca înspre putere să nu se îndrepte decât cei care o iubesc. Mie mi s-a părut în 1990 că asta ar trebui să devină sloganul României în viața politică. Venise momentul când aveam nevoie ca oamenii care își asumau răspunderea reprezentării să nu fie îndrăgostiți de putere, ci de noi. Utopia în care trăiam era fără de margini. Răspândindu-se această vorbă din Platon, a urmat înjurături enorme în presa de aparat de atunci, care era deja confiscată, adevărul, nu știu cum se numea în clipa aia, cred că scânteia devenise deja adevărul. Am fost bărăcăriți intelectualii care bat câmpii cu Platon și chestii de genul ăsta, că spuneam prostii. Imaginați-vă cum ar arăta o țară în care puterea ar încăpea cu adevărat pe mâna celor care nu o iubesc. Asta ar trebui să fie prima condiție. La întrebările, la întâlnirile pentru alegeri prezidențiale, întrebarea care trebuie pusă candidaților e asta. Iubiți puterea? Vreți puterea pentru că o iubiți? Sau vreți puterea pentru că ne iubiți pe noi? Trecem peste. Asta era un lucru de care mi-am adus aminte, cum vă spuneam azi dimineață. Ediția asta, pe care am grijit-o și a prefațat-o Grigore Vida, este un mod de a-l onora pe Noica. Când a venit la mine și mi-a spus că dorește să strângă la oaltă toate interpretările din dialogurile platoniciene, din ediția care a apărut în 7 volume, cred, înainte de 1990, bineînțeles că am aplaudat lucrul ăsta, pentru că nimeni nu le citea suivi în manieră continuă. Și atunci merita ca tot ce gândise Noica în marginea dialogului lui Platon să intre într-un volum.
Ce mi-aș spune, în primul rând, v-aș atrage atenția că Noica a avut un traseu de o enormă cumințenie. A început cu minte. Era un filozof silitor. A început la 16 ani prin a citi Kant. După, asta era în epocă, atunci când Noica și-a început cariera filozofică, la sfârșitul anilor 20, era punctul de reper al filozofiei. Drept care, ca un viitor student cu minte și silitor, a început cu o lectură a lui Kant în limba franceză, la 16 ani. Există în arhiva noastră, Noica, notațiile lui trecute pe marginea primei lecturi din Kant. După Kant, tot cu minte, care era alt filozof faimos, un reper academic al filozofiei, Descartes. A urmat momentul Descartes în viața lui Noica, care a culminat cu traducerile din Descartes și cu o introducere pe o viață a lui Descartes, făcută la sfârșitul decenului 4, când a fost un congres internațional de filozofie la împlinirea a 300 de ani de la nașterea lui Descartes. După care, tot în cumințenia formării filozofice, a urmat Aristotel. Platon nu exista. Ultimii pe care i-a anexat ca gânditor reper pentru ei au fost Platon și Hegel. De ce? Mai întâi a început, după cum vedeți, cu filozofi speculativi, cu filozofii care aveau drept temă fundamentală cunoașterea umană, logica și nici de cum existența. Deci primii gânditori au fost ăștia. După care, la un moment dat, tot în jurnal, apare notația jurnalului de idei că s-a gândit să-și pună pe piatra tombală următorul credo. Aici zace cineva care nu l-a iubit pe Aristotel. Când a început Noica să nu-l mai iubească pe Aristotel? Când s-a îndrăgostit de Platon. Când s-a îndrăgostit de Platon? Când a început să facă ore de greacă cu marele profesor elenistu Pitidi. Și atunci a început să scrie, nu, Grigore, interpretarea la Lucis. Deci, întâlnirea lui Noica cu Platon a avut loc în al cincilea deceniu, iar Lucis, care a apărut în 1969, interpretarea lui Noica la Lucis dublată de traducerea lui, căci a început să traducă din momentul acela Platon în mod constant, a fost pasul lui Noica către Platon. De ce raportarea la Platon e constantă? Ăsta e lucrul pe care cred că poate să-l rețină oricine care are sau nu de-a face filozofia. Pentru că adevăratul fond al ființei lui Noica nu era de tip sep-raționalist, ci unul de tip fundamental existențial. Îl interesau valorile, ce este cu noi pe lumea asta, omul, și în plus avea în față pentru prima oară în filozofie o operă deschisă. Platon este singurul filozof din istoria gândirii umane a cărui operă e deschisă. Cu ceilalți, stormă Hegel pentru noi, nu pentru mine. Pentru noi ca și Hegel era deschis. Da, lăsăm deoparte distinție genul ăsta, prea pedante acum. În general, toți gânditorii sunt gânditori care se predau, care se tretează predării. Tocmai pentru că operele lor sunt închise. Citești critica rațiunii pure, o predai. E foarte simplu să o faci. Critica rațiunii practice, o predai. Metafizica lui Aristotel, o predai. Nu o interpretezi. Descartes, îl predai, îl explici. Platon este un gânditor infinit, pretabil oricărei interpretări, indiferent din ce direcție a filozofiei vii. Acest caracter deschis al operei lui Platon, faptul că te duci să-l citești, fie că ești filozof sau nu, și că ingredientul literar îl face accesibil și plăcut tuturor, mai ales dialogurile de tinerețe, asta este explicația pentru Noica, în care Noica s-a apretat asupra lui. Acum, cu toții știm, cred,
că la Platon, când spui Platon, spui ideile care se află undeva într-un rai mitologic, un loc metafizic mitologic, raiul platonician, ideile sunt transcendente, adică sunt dincolo de noi, nu fac parte din lumea asta. Noutatea interpretării noica, care e prezentă peste tot aici și asupra căreia revine în mod constant în jurnalul de idei, este: nu mai înțelegeți Platon ca fiind autorul transcendenței, cel care spune că ideile sunt undeva și noi aici și că ele sunt modelele noastre, dar într-un loc transcendent. Nu. Acest lucru spune Noica este marea dramă care a rupt gândirea Europei, care a deformat-o, care a mutilat-o într-un mod fundamental, în clipa în care Aristotel, uriașa lui autoritate, în capitolul 9 din Cartea 1 a Metafizicii, spune că ideile lui Platon sunt transcendente. Din clipa aia, toată omenirea a înțeles interpretarea lui Aristotel ca fiind adevărul despre Platon. Ori spune Noica, și vă dați seama ce orgoliu să poți să te opui total unei tradiții de 2000 și ceva de ani și să spui nu. Aristotel a pus gândirea Europei pe o linie greșită. Transcendentul este prost înțeles cu ajutorul lui Platon. Nu e vorba de niciun transcendent. Ideile lui Platon nu sunt supra-instituite, nu sunt separate de lumea noastră, ci sunt ideile pe care se așează structurile, ordinea pe care se așează viața fiecărei societăți. M-am gândit cum pot să vă vorbesc dinăuntru filozofiei dumneavoastră, care presupune că nu sunteți toți exersați în disciplina asta, cum se zice, cum să vă fac ca să vă convin că este ceva extrem de rafinat și adevărat și simplu aici. Am să vă dau un exemplu. De fapt, fiecare dintre noi trăiește, cred că își dă sau nu, seama pe o ordine anume. Trăiește pe ordinea familiei, trăiește pe ordinea unei pasiuni profesionale, trăiește pe ordinea unei societăți, pe legile ei, trăiește în general pe convenții pe care cu toții am căzut de acord că îți fac, dau reperul nostru de viață. Acestea, ideile care ne ordonează viața și care ne fac cu putință și pe care noi le avem în noi ca o condiție a existenței noastre și a funcționării noastre, sunt idei din lumea aceasta. Sunt arhei, cum spunea Eminescu, și Platon s-a îndrăgostit teribil. Noica s-a îndrăgostit teribil de ideea lui Eminescu cu arheul. Iată care era exemplul Eminescu. Un actor intră pe scenă, se vâlbâie, se împiedică și cade. În clipa aia, el rănește, jignește arheul actoriei. Asta e ordinea pe care ideea actorii o punea în el. Iar el știe, bâlbâindu-se sau împiedicându-se, că a ratat ideea pe care se înalță profesiunea lui. Gândiți-vă cât de mult în viața de zi cu zi, în țara asta năpăstuită de istorie care e a noastră, trăim alături de ideile care trebuiau să ne ordoneze viața. Când un parlamentar vorbește ca un golan, rănește ordinea și ideea omului politic. Când un candidat la președinție nu știe limba română, rănește condiția de reprezentant al românității. În fiecare loc, fiecare dintre noi, suntem orientați după ideea care ne subîntinde activitatea. Ori Noica spune, de asta e Platon important, pentru că în toate dialogurile lui, chit că e vorba de curaj, datorie, prietenie, dragoste, dreptate și mai departe, cu toții trăim în orizontul acestor valori. În clipa în care ne abatem de la ele sau nu știm ce sunt, căci astea dialogurile tinerețele lui Platon, încercarea de a-ți cunoaște ordinea în care existi, de a-ți cunoaște ideea sub care stă viața ta. În clipa aia,
dacă știi lucrurile astea, te poți orienta în viață în alt fel. Ideile, dragii mei, spune Platon, varianta lui Noica, sunt aici cu noi și noi trebuie să tragem cu coada ochiului la ele în permanență, să știm dacă le jignim sau nu arheul. Asta cred că este importanța cărții astea, asta este importanța interpretărilor pe care Noica le-a făcut la Platon și ceea ce este splendid, trebuie să știți că cel mai greu lucru când scrii despre un mare autor este să poți să te desprinzi de cei care au mai vorbit de el, care fiind mulți și cu o autoritate culturală câștigată de-a lungul vremii, îți inhibă propriul dialog cu autorul acela. Altfel spus, cel mai greu lucru când scrii despre un autor, și asta înseamnă maturitatea gândirii, este să poți să faci un dialog fas-a-fas cu el. Noi, ca multe citate, Grigore Vida spune foarte frumos în prefața lui că nu este un discurs adus la zi cu ultimii comentatori citiți. Și are o observație extrem de fină. Spune, cu cât o carte care interpretează un autor clasic este mai la zi, cu atâta ea se degradează, își pierde actualitatea, cu cât e mai completă. Pentru că accentul nu cade pe dialogul tău cu capul și inima, cu dialogul tău cu gânditorul acela, ci pe ce-au spus alții despre el. Și în felul ăsta îl pierzi și pentru tine și pentru cei pentru care ai scris. Noica nu-l pierde, se referă la 5-6 nume celebre, dar nu stă să facă bibliografii complete. El trăiește în dialog cu Platon. A trăi cu gândirea altuia este condiția adevărată a filozofiei pe lume. A trăi în dialog cu gândurile altora, nu cu interpretările pe care le-au făcut alții despre cel cu care vorbești, decât pentru că ții de acolo atât de distrebă. Cred că am terminat, să văd dacă mai am ceva să vă spun, dar noi ca spune, când interpretează ideile lui Platon ca fiind imanente lumii noastre și nu transcendente, când spune că ele până la urmă ne ordonează viața și sunt arheii vieții noastre, spune, ei bine, atunci înseamnă că importanța lor e fundamentală. Pentru că numai cunoscându-le în acest fel, noi avem o răspundere față de ele. Când spui că ideile lui Platon sunt transcendente și că noi nu putem să atingem perfecțiunea lor, mi se ia răspunderea față de ele. Ori interpretarea lui Noica îți spune, ești răspunzător de felul în care te-ai apropiat sau nu de perfecțiune. Ideea e perfecțiunea. Dar ești răspunzător dacă te îndepărtezi de ea, dacă nu ai sub ochi tot timpul. Tot ce facem în viață deosebit e ghidat de răspunderea noastră față de perfecțiune. Vă mulțumesc! Acceptați, domnul Vida, să dați dedicații pe volum? Dacă nu, cumva e caragios ca el. Da, poate să dea ori numele lui Platon, ori numele lui Noica.